Instructorul Vasile, primul profesor de școală auto care transformă bățul în schimbător de viteze, iar elevii în șoferi profesioniști. Școala auto. Noi avem drumurile noastre. Alo, domn Vasile. Domn Vasile, bună ziua. Bună ziua, Ioane. Și mă tem că e zăi. Obosit să mă aștept, așa-i? Este leac, dar sunați-vă dacă nu s-a amânat. Ioane, dar chiar azi s-a amâne. Tu în primul rând erai să afli despre asta. E înghețată leac și oarele. Las că se merită. Tu Mustangul o bate a Vasile că nu l-ai văzut, așa-i? Ați cumpărat mașină nouă din salon pentru școala auto? Încă o dată să-l amuresc, așteaptă că se merită. 3 minute și pe loc. Hai! Și sună tare. Minimum vă știți de cai. Putere. Noroc, Ioane! Nu și? Cum îți pare? Ultimul model de Mustang. Formidabil. Toată viața am visat să merg pe așa bolid. Bravo. Văd că ești bucuros. Hai urcă repede la volan, că azi avem multe probleme de rezolvat și timp puțin. Opa. Motorul trebuie și pornit, ai băieți. Și ce fâți tot atâta? Da, domn Vasile, dar cât am centura să-mi pun? Ioane, ascultă la mine și tu îți spune și ținimente pentru toată viața înainte. La Mustangurile astea, metalul așa de rezistent de centuri nici nu avem nevoie. În 90% din cazuri, Mustangurile astea folosesc centura numai la tractat. La ce? Văd cu uiți la mână până la gură. La tractat, Vaniușa, la tractat. La buxir, oi băieți, uiți așa la mine. Da, clar. Clar. Clar să-i spui la magar. Hai pornește mai repede motorul, pune-o într-o întâie și o rupim din ghete de aici. Azi avem de îmblat tare multe. Trebuie să trăg niște datorii la niște datornici. Și băi, vanea băi, scoate-o din viteză. Dar n-am făcut nică, domn Vasile. Da și cu dânsa băi, mașină nouă, ți închei băi. Da, să vine. Împinge-o, uleac. La mine spornești cum ți tu nu spornești. Mai fteri, băi. Sui alătură. Du-și pune cheață, broat. Hai, băi, chiar nici o cheață nu poți găsi. Na, urcă. Împrumuță Ion la oameni ăștia mii de lei și îți promit că pe 2-3 săptămâni, nu mai mult, și trec 3 luni, jumătate de an, și îi suni să întreb când ai întors datoria. Și el încă se supără, ți închepui, nici gram de soviță n-au, să nu împrumuți niciodată la nimeni. Dar nici n-am și împrumutat, domn Vasile. N-ai și împrumutat, las că mai gine trăiești, mai sărăcut, dar mai drăguț. Așa o zici bunelul meu. El avea saci plini cu bani, ascuși, dar mânca numai pâine cu zahăr. Și când s-a dus în ultima lui deplasare, apoi eu ascuns și nimeni nu știe unde este. Oho, domn profesor, au și mărzică. Da, mai s-a tribojit nervul Vaniușa. Mă duc să arunc un os, poate îl prind. Șez aici. Tu n-ai mașină, și fie de șansă vrei tu să ai la dânsă. Știi cum să arunc el la Mustangurile astea? Ca magnetul. Mă duc eu primul. Domn Vasile, hai lăsați-mă cu Mustangurile astea. Important, limba să-ți lucreze, ghine. Dacă știi cum să intri în conversații, succesul ți este garantat. Știi ce? Ești de mașină și duci bea o cafea. Ți-am spus că eu mă duc primul, că la mine șansele sunt mai mari. Domn Vasile, lăsați-mă cu șansele, matale. Ideea care? Că, matale, nu poți să ridici capotul să vezi nivelul la ulei. Matale, nu spui de șansă. Te spune-mă, pariu. Mă crezi din 3 cuvinte, Ionin? La cât? 100 de euro. Puțin.
200, dacă vrei. Și noi bani aia. Dar nici 200 de euro nu încurc. Da, eram așa go. Învățați-vă de la mine câte ziu. Salut, malıha! Ce stai aici așa în gheț? Hai mai gândi la mine în restaurant să-ți turn 50 de grame de whisky. Nu, mersi, nu servesc alcool. Hai dar un ceai sau o cafea. Auză! Spart n-am băut cafea? Mărți să nu mâncă aerul! Ah, și i-am spus că la un copil nu te porni, voi fără mașină, că n-ai nicio șansă. Nu m-a ascultat. Înseamnă că Miss Universul ăsta e meu. Dacă am noroc, abia-am. Coțofana! Auzi motorul? 3 diesel? Ha! 3 turbo diesel! Nu sună rău. Auzi? Ne-l obișnui că el nu sună. El cântă. Dacă vrei să vezi concert, faci. Sui și în salon la calduț. Hai că mai zădărât cu muzicianul tău. Poate un karaoke?